Salutare tuturor, Andrei aici cu partea a patra din mini cursul de tranzacționare pe piața Forex. În acest videoclip, cum v-am zis, o să vă vorbesc despre tipurile de lumânări pe care eu le caut da? și ce înseamnă anumite formațiuni și cum putem să ne dăm seama dacă prețul o să meargă în favoarea noastră sau o să meargă împotriva noastră. Sunt niște concepte foarte ușoare pe care toată lumea trebuie să le știe dacă vrea să devină profitabil pe piața Forex. În principiu, eu folosesc doar două lumânări, două tipuri de lumânări. Lumânarea Doji, care arată ceva de genul ăsta. Da? O lumânare Doji are un body foarte mic și niște wick foarte mari de, de cele mai multe ori, adică este o lumânare care indică Practic, piața nu, nu s-a decis ce să facă, dacă să, să reverseze prețul sau să continue. Practic, este o lumânare uh, de indecidere, să zic așa, și când le vedem, de obicei, uh, va urma un reversal, o schimbare de trend. A doua lumânare pe care o folosesc este lumânarea bullish sau bearish engulfing. Da? O lumânare Bearish sau Bullish Engulfing arăta ceva de genul, deci să zicem că avem o lumânare normală, iar să zicem că mai avem o lumânare aici, da, și încă una aici, și după avem o lumânare de genul. Da? Aceasta este o lumânare Bullish Engulfing în cazul acesta, pentru că practic se închide deasupra la toate lumânările astea de aici, ca și cum le ar înghiți. De aceea se numește engulfing pentru că acoperă toate lumânările trecute. O lumânare engulfing înseamnă practic că sunt foarte mulți cumpărători în piață sau respectiv vânzători. Dar este foarte multă presiune de cumpărare sau de vânzare. După o lumânare bullish foarte puternică, de obicei avem și un mic pullback înainte să continuăm tocmai pentru că trebuie să luăm din lichiditatea asta de aici, care a rămas neacoperită din cauza acestei mișcări foarte agresive, uh, bullish sau bearish, depinde de situație. Bun. Îmi uh, place de cel mai multe ori să caut uh, formațiunea asta de doji și după de un bearish engulfing, da, ceva de genul. Acest lucru îmi indică, practic, că trendul se schimbă. Da, deci să zicem că avem un trend bullish. După aia ajungem la o zonă importantă de rejecție. Avem un doji și pe un bearish engulfing. Și asta ne poate indica faptul că zona a fost respectată și va fi respectată și probabil vom avea o schimbare de trend. Este un principiu foarte ușor și foarte ușor de tranzacționat dacă avem răbdare și așteptăm ca prețul să ajungă în zonele noastre de interes. Haideți să luăm un exemplu pe Euro GPI dar înainte de asta vreau să vă prezint și cele două formațiuni pe care eu le caut. Acestea sunt practic, să zicem că avem o zonă de rezistență aici. Sunt niște principii foarte simple pe care probabil toată lumea le știe. Double top și double bottom, da? În momentul în care avem o respingere și pe aia avem și a doua respingere și pe aia Începem să, să cădem și eventual să retestăm zona pe care am spart-o și să continuăm. Acesta este un double top, dar avem practic o dublă respingere, dar asta se numește double top. Și în același timp avem și un uh, double bottom, același lucru, da, o dublă respingere. Uh, se numește așa pentru că avem de două retingere, da, mi place să o numesc dublă respingere. Sau putem să vedem chiar un triple top, a treia respingere înainte să coborăm aceste rejecții ne indică faptul că zona este foarte bine respectată și cel mai probabil vom continua în direcția cealaltă desigur sunt foarte multe pattern pe care le vedeți prin diferite cursuri sau tutoriale bearish flag, bullish flag, uh, head and shoulders inverted head and shoulders și alte minunăți. Nu-mi place să le folosesc, mai îmi place să folosesc bullish și bearish flag care practic indică o acumulare și o distribuție a prețului. Dar arată ceva de genul, să zicem că avem o mișcare bullish agresivă, în moment în care prețul începe să consolideze în jos înainte de următoarea spargere și atunci acest lucru se numește un bullish flag pentru că are o formă de stack practic și prețul consolidează, da, deci ceva de, de genul să zicem. Prețul consolidează în aceste zone înainte să-l spargă. Da, are o formă de stack și de aceasta de aceea se numește așa, dar mie îmi place pur și simplu să zic o reacumulare pentru că prețul a avut o mișcare agresivă și trebuie să adune puțină lichiditate înainte să continue din nou mișcarea bullish sau bearish respectiv. Da? Deci sunt și aceste pattern-uri, sunt foarte multe și head and shoulders. Head and shoulders arată ceva de genul, avem un număr, head, încă un număr și pe aia spargem neckline-ul practic și continuăm dar nu prea îmi place să le folosesc, pentru că uh, nu le văd sensul. O să era da invers. Mă rog, înțelegeți ce vreau să zic. Uh, sunt niște pattern practic sunt trei respingeri, cu o respingere mai sus. Nu îmi place să folosesc. Încerc să rămân la chestiile de bază, sunt cele mai ușoare și cele mai des folosite. Atenție! Uh, lumânările acelea două și formoțiunile acelea, eu le caut în zonele de interes pe timeframe-urile mari, da? cum v-am arătat în videoclip recent, pe timeframe-ul daily sau pe timeframe-ul de 4 ore, pentru că acele zone, acele zone sunt de obicei cele mai bine respectate. Deci, să avem, avem aici, de exemplu, pe, pe EuroJPY, da? avem această zonă daily, cum v-am învățat, foarte multe rejecții, da? și dacă ne uităm pe timeframe-ul daily, chiar am avut un doji, deci acesta este un doji, vedeți, body foarte mic, un wick foarte mare în sus, un wick foarte mic în jos, ceea ce ne indică practic o schimbare de trend. Dacă ne uităm pe 4 ore. Putem vedea că am avut după și un bullish engulfing. Da, deci două două semnale, să zic așa, pentru a lua acest buy. Bineînțeles, am avut și o uh, respingere, double bottom. dar deci prețul a venit la zonă a respins-o instant, am mai venit odată, am avut 2G-ul, bullish engulfing. Eu am intrat în uh, tranzacția asta direct după ce s-a închis lumânarea 2G de 4 ori, pentru că știam că o să, o să meargă prețul în sus. Dar dacă vrem confirmări mai multe, ne putem uita pe un time frame mai mic, gen 30 de minute, și atunci putem vedea da, că am avut chiar un, uh, o triplă respingere. Un aici, aici și încă un aici moment în care am avut Dojiu, ul a fost undeva pe aici. Da, am avut Dojiu, am avut un bullish uh, semi-engulfing pentru că am avut un week, dar week a fost umplut și după aia putem să ne așteptăm că vom continua mișcarea bullish. să ne și pe 15 minute dacă erau semne. Dacă ne dădea mai multe informații. Tot la fel, rejecții, dar cel mai bine a fost pe timeframe de 4 ore sau chiar de o oră, ia să vedem, în același lucru. Deci, pe 4 ore am avut acel doji care era în confluență și cu dojiul pe timeframe-ul daily, ceea ce este. timeframe-ul daily este o confluență destul de importantă, dar este o lumânare foarte bine respectată. Și atunci ne așteptam să continuăm mișcarea asta bullish, care, mă rog, am a... Am avut primul target în zona aceasta. Da, este un trade de cum câteva săptămâni, nu este recent. Al doilea target ar fi fost aici și ultimul target a fost atins, după cum bine vedeți. A fost atins. Și da, acum, din nou, uite, dacă vedem și aici zona importantă, pe 4 ore, da, rejecție, am avut din nou rejecție și aici am avut doji plus bearish engulfing, care prețul efectiv a căzut. Acum am revenit din nou. Triple, triple top, da? Triple respingere. Una, două, trei. Zonă foarte, foarte bine respectată și după cum bine vedeți, din nou am avut o, o cădere foarte, foarte mare. Da, pe 30 de minute. După cum bine vedeți. Am avut... Doji, bearish engulfing, moment în care am venit pentru un double top în zona asta, da, o dublă retestare și după aia prețul a căzut în jos, nu a atins take profit-ul final, dar a venit în profit până la primul take profit care a fost în zona asta, zona de respingere, da, moment în care, după cum bine vedem, momentul de față, 14 aprilie, ora 7.30, prețul a revenit iar în zona asta și din nou am avut un doji. Deci, dacă vom vedea din nou o respingere, un bearish engulfing și pe aia o încă, testare, încă o testare, putem din nou să luăm acele seluri, dar, atenție, mie deja nu mai îmi place setup pentru că este a patra oară deja când am ajuns în zona asta și am respins-o, deci nu știm sigur dacă vom sparge deasupra foarte ușor și vom continua bullish sau vom avea din nou o rejecție și vom continua Uh, mișcarea bearish. După cum vedeți și pe, pe daily, este o zonă foarte, foarte bine respectată. Deci, teoretic, dacă luminarea daily se închide deasupra la zona asta, cel mai probabil vom continua bullish. Haideți să mai luăm niște exemple din trecut. Să o zonă bine respectată cu aceste lumânări. Da, putem vedea, uite, aici. Dacă trasăm în stânga zona, putem să vedem că este o zonă destul de bine respectată, da? Foarte multă uh, lichiditate în zonele acestea, pentru că prețul a ajuns și nu a făcut nimic, a stagnat, a spart deasupra, n-a putut să stea, din nou rejecții foarte multe, am reat în zona, am avut doji, doji, bullish engulfing, pentru că ne-am închis deasupra la lumânările precedente, am avut și acea double bottom, și după prețul a sărit în sus. Da, hai să vedem dacă mai, mai avem exemple. Și aici ar fi fost un exemplu. Da, același lucru. Doji, bullish engulfing. Ceea ce ne indică o schimbare de trend. Și aici la fel. Da, avem zona asta de aici. După cum bine vedeți. Este o zonă cu rejecții. Prețul a ajuns, a făcut un lower high. Am avut doji. Berry și Golfing. Am venit să le testăm rapid, probabil pe time frame mai mici, după aia am avut acest drop. Da, de aproape 180 de pips în următoarea zonă. Tom, mai pentru că am ajuns la o zonă importantă, am avut semne de reversal și asta s-a și întâmplat. Uh, lumânările astea, de obicei, încerc să le cau pe un time frame de 4 ore sau pe oră, pentru că îmi oferă o o șansă mai mare de reușită să zic așa. Din nou, încă o zonă aici. Prețul a venit. Doge, bullish engulfing. A venit să retesteze până la zona asta, în momentul în care a început continuarea bullish. Da, place cel mai mult să le caut pe 4 ore sau pe o oră. Haideți să ne mai căutăm vreun exemplu, dacă mai avem. GPI pe 4 ore. Asta este una structura recentă. Aici ar fi fost, practic, o zonă de reversal. Da. Și aici sus. Doji, bearish engulfing, retestare, drop. Hai să mai uităm. Din nou, doji, bearish engulfing. Hai să vedem dacă a fost vreo zonă respectată. Poate din trecut. Ok. Dacă ne uităm foarte, foarte în spate, putem vedea aici rejecțiile. Deci este o zonă respectată. Da, dacă am fi văzut că s-a format un doji, atunci ne uităm, ne uităm să vedem în ce zonă a ajuns. De, de am avut acel doji și ce se poate întâmpla? Da, pe 4 ore am avut doji, bearish engulfing, drop. Da. Haideți să mai vedem ce mai găsim. Aici am avut o dublă retestare la zona importantă, a treia retestare, dar din păcate a spart deasupra. Bun, dacă ne uităm și pe un timeframe mai mic, probabil găsim mai multe oportunități de genul. Deci, lumânele astea puteți să le folosiți pe orice timeframe. Mie îmi place să le aștept pe 4 ore sau pe o oră, sau chiar pe daily, dacă, dacă o văd pentru că mi oferă o, o, confirmare mult mai bună că prețul va avea un reversal. Acum, luminele astea le folosim să recapitulăm puțin. Deci când prețul ajunge într-o zonă foarte importantă, trasată de noi pe daily sau pe 4 ore, așa cum v-am arătat în videoclipul precedent, Așteptăm și aceste lumânări de confirmare pe 4 ore sau pe oră, da? doji și gulfing -ul. plus așteptăm eventual și o dublă testare sau triplă retestare la zona aceea spartă, în confluență cu aceste lumânări ne pot indica faptul că piața va avea un reversal sau pur și simplu dacă nu le vedem înseamnă că cel mai probabil va continua în direcția în care deja se afla. Sunt niște chestii foarte simple. O să vă arăt în următorul videoclip ce tipuri de intrări caut și cum putem efectiv să facem profit din mișcările de pe piață și cum, cum îmi aleg eu execuțiile, să zic așa și cum intru în poziții dintr-un punct de vedere al price action-ului și pur și simplu suport rezistența și aceste rămânări de confirmare. Este o strategie foarte, foarte simplă. Toată lumea poate să fie profitabilă folosind strategia asta, dar o să vă vorbesc și în partea 6 psihologia este mult mai importantă decât strategia pe care o folosiți, da, deci puteți folosiți absolut orice strategie, dar dacă nu aveți o psihologie bună și formată, atunci nu veți fi profitabil și nu veți avea succes pe piața Forex. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne auzim în următorul videoclip în care vă voi prezenta ce tipuri de intrări caut și cum putem să facem profit, să avem un stop loss bun și un take profit ok.